consilieri în funcții, 12 sunt prezenți. Ședința este legal constituită. Spun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Dau cuvântul domnului primar să prezintă ordinea de zi și să o aprobă. Numai o secundă înainte de a începe, domnul primar, dacă se poate, domnul președinte, să o aici pe mine pentru astăzi și colegii, dacă vreți și să vreau să ne aflăm cu ordinea de zi. Dacă jumătate, dacă pot să... Sunteți de acord? Da. Mulțumesc. Bună ziua tuturor! La mulți ani, este prima ședință de anul 2021. Urez tuturor un an bun, cu sănătate, bucurie, tuturor cetățenilor Comunei Cașeni. Un an cu sănătate, să scăpăm de pandemie, să avem cât mai puține cazuri de COVID. Și noi, din punct de vedere administrativ, să încercăm să revizăm bugetul Comunei Cașeni și să îndeplinim unele proiecte importante în anul 2021. Dau citire proiectelor pe ordinea de zi. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. La punctul 2, un proiect de hotărâre privind aprobarea structurii de posturi și structura de funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cașeni, județul Bacău. La punctul 3 avem un proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Cașeni. La punctul 4, un proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere, precum și data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituției. La punctul 5, un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii de Consiliul Local numărul 67 din 16-2019 și hotărârii de Consiliul Local numărul 59 din 22-2020 al impozitelor și taxelor locale la urbanism. La punctul 6, un proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației din aparatul de specialitate al primarului Comunei Cașeni, județul Bacău, începând cu luna ianuarie 2021. La punctul 7, un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Cașeni, județul Bacău. La punctul 8, un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii de Consiliu Local numărul 68 din 16-12-2019 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Cașeni. La punctul 9, un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Cașeni, județul Bacău, aprobat prin hotărâre de Consiliu Local numărul 31-1999 prin introducerea poziției numărul 337 extindere rețea alimentare cu apă potabilă pe drumul viilor și a poziției numărul 338, extindere rețea alimentare cu apă potabilă pe strada Preot Marmel și strada Potocelor din Comuna Cașeni, județul Bacău. La punctul 10, un proiect de hotărâre privind aprobarea listei de centra a bunurilor de rețea și la investiția extindere rețea alimentare cu apă drumul viilor și care se transmite către CRAP Bacău. La punctul 11, un proiect de hotărâre de aprobare a listei de inventar a bunurilor de rețea de la investiția extindere alimentare cu apă potabilă pe strada Preot Marmel și strada Potocelor care se predă către compania de apă Bacău. La punctul 12, un proiect de hotărâre privind aprobarea investiției creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la școala învățător Nicolae Păstoru, Comuna Cașeni, județul Bacău. La punctul 13, un proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor restului de dedicare în cadrul proiectului finanțat.
prin AFIR, România, modernizare de drumuri de interes local în comuna Cașcă de Zupacu. Aici am să fac o paranteză la acest punct. Noi am primit valorile actualizate odată de firma de proiectare. Eu am prins pe ordinea de zi în speranța că între timp puteam primi și valorile aprobate de AFIR. Pentru că nu ne-a venit confirmarea de la AFIR, solicită amânarea acestui punct într-o ședință extraordinară sau într-o ședință ordinară la sfârșitul lunii februarie. Suntem în grafic și cu... Dacă am fi depus jurământul mai devreme, poate că am fi între timp, am fi avut timp să luăm și valorile aprobate de la AFIR. Pentru că știți că s-au decalat acea perioadă, a fost o perioadă destul de lungă și proiectul este în întârziere, dar încă avem șanse să-l refacem, să ne cerem și valorile de la AFIR. Iar suma actualizată va fi completată din buget local. Este o sumă destul de mare, pentru că prețurile de acum 4 ani nu mai coincid cu valorile din anul 2021, dar în speranța într-o rectificare serioasă de la Consiliul Județean Pacău, și oricum atunci putem scoate la licitație după ce avem rectificarea de la Consiliul Județean Pacău, datorită faptului că suplimentăm din buget local și Consiliul Județean, oricum puteam scoate mai devreme la licitație acest proiect. Dar sper ca la finalul lunii ianuarie să avem și aprobarea lunii februarie, să avem și aprobarea AFIR-ului și sumele de la Consiliul Județean, astfel încât să putem scoate la licitație și să găsim un constructor serios ca în anul 2021 să ducem la bun sfârșit acest proiect de asfaltare a drumurilor comunale. Deci propun amânarea acestui punct în luna februarie, deoarece nu avem încă valorii de la AFIR, dar ne vom avea. Acestea sunt și se propunem pentru suplimentare un punct, dacă sunteți de acord, un proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare în învățământul preuniversitar de stat al comunei ca și în județul Bacău. Noi în luna decembrie am dat o hotărâre pe rețeaua școlară, dar doamna secretar ne poate completa, fiindcă nu s-a primit avizul de la Inspectoratul Școlar Județean și fără avizul de conform al Inspectoratului Școlar, hotărârea este nulă. Așa că am spus-o din nou cu avizul. Sunteți de acord cu suplimentarea acestui punct pe ordinea de zi? Da. Se adoptă un regulament. Regulamentul ăsta, practic, cuprinde exact toată procedura prin care a trecut dumneavoastră. Cu constituire, alegeri, schimbări și așa mai departe. Este publicat pe site-ul primăriei și când aveți neclarități, vă rog să-l confruntați. Raportul realizării, nu știu cine este, la doamna Băncilă, cred că. Pentru punctul... Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Da, raportul de avizare. Comisia pentru Administrație Publică Juridică, apărarea domnului și liniște publicii, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7,
din 8, numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Tot în legătură cu ședințele Consiliului Local, vreau să vă prezentez datele cu caracter personal și o să vă spun așa. Ședințele de Consiliul Local se pot înregistra filmat la pe către primărie sau prestatorul contractului pentru acest serviciu. Apoi, dacă există o obligație legală, se poate afișa și pe site-ul primăriei sau în spațiul public respectând următoarele. Persoanele filmate pot fi consilierii, primarul și viceprimarul, mai exact persoanele publice alese, care prin funcția pe care o dețin, nu pot fi protejate de regulamentul Uniunii Europene 670-2016 privind protecția datelor caracter personal. Dacă ședințele sunt deschise și există posibilitatea participării și altor persoane fizice, acestea trebuie protejate de regulamentul de protecția datelor în felul următor. Fie sunt invitate să iau în spatele sării, un loc care nu este surprins de camerele de înregistrare, fie semnează un consimțământ în care este de acord să fie surprins în imagini și divulgat în spațiul public. Pat așa, regăsiți un model de consimțământ pe care o să vi-l dau să-l completați. La ședințe, mă au voie să participe din ori sub 16 ani, pentru că ar trebui să încerca consimțământul părinților. Consilierii sau orice alte persoane nu pot înregistra ședințele pe dispozitive personale și mai ales nu au voie să le utilizeze în scopuri personale. Și am să vă dau niște declarații cu consimțământul pe care vă rog să le completați și că nu m-ați spus și să le dați. În momentul în care ați plecat general, vreau să vă aduc la cunoștință că actul, când s-a făcut comisie de specialitate, nu s-a respectat legea, în spiritul codului administrativ. E că consilierul Zănescu Gheorghe nu face parte din niciun altă comisie. Și legea spune că fiecare consilier trebuie să facă parte într-o comisie. Vă mulțumesc. V-am dat la cunoștință dumneavoastră că și vă cunoașteți bine. Mulțumesc. Am dat posibilitatea grupului PNL să propună consilierii în comisii în funcție cum ați dorit. În primul rând, consilierii, mi se trebuiau alese în centrul Consiliului Local. Ați venit și cu președintele și secretarul deja numit. Din aia cei membri de comisii, asta spunea cu cine vrea să fie secretar. Geană. Votau tot cu geană sau votau cu altcineva. A fost schimbat și să se poate ia pe cap. Da. Dar hotărârile au fost trimise la instituția prefectului. Ei, atunci o să fac adresă către instituția prefectului. Ce spune? E că o sunt imaginalizat, da? Ați avut posibilitatea să îl propuneți într-o comisie. N-am zis nu, că noi nu l-am marginalizat. Grupul PNL trebuia să... Liderul PNL trebuia să... M-ați zis, mă repet încă o dată, că ați venit și în comisie ca dată. Am lăsat cu loc și pentru mine. Nu mai vreau să mă zic. Negru. Liberal. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, privind aprobarea structurii de posturi și structura de funcții publice în cadrul acordului de specialitate al primarului Comunica și județul Bacău. Subsemnat propunerea Ioan Cosmin, primarul Comunica și în având în vedere prevederea articolului 49, alineatul 3, litera B, hotărârea de 57 pe 2019, privind codul administrativ, se propune transformarea unor funcții publice vacante de nivel superior în funcții publice vacante la nivel inferior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în fondurile bugetare anuale alocate. Prin adresa instituției prefectului județul Bacău 16.839 din 31.2020, în conformitate cu ordinul prefectului județul Bacău,
numărul maxim de posturi este de 20.000, iar numărul posturilor aferente de serviciu polilocal, în cazul în care vom înființa, este de 4 posturi. Se actualizează statutul de funcții și se propun următoarele transformări de funcții publice. Deci, funcțiile și posturile în organigramă rămân aceleași, cu 3 modificări. O modificare datorită faptului că au ieșit 3 doamne la pensii din anul trecut, există necesitatea completării acelor posturi și când vom face la concurs, să dăm posibilitatea și celor cu studii medii să vină la acele concursuri. Și avem un post de grad superior, clasa 3-a, vacant, în ieșirea la pensia doamnei Violeta Bosav, care se transformă în funcție publică de referent grad profesional debutant, clasa 3-a, vacant. Mai avem la stare civilă, aici pot participa la stare civilă și cei studii superioare. Avem încercăm să facem o modificare cu aprobarea dumneavoastră, transformarea un grad profesional superior, clasa 3-a, care se transformă în funcție publică de inspector grad, tot superior, rămâne același vacant, este vorba de postul doamnei Tudose Lucica. Și mai avem un post la compartimentul agricol, acolo avem chiar două posturi, pe lângă cel al doamnei Milica Pocune, două posturi cu studii superioare, dar unul din cele două posturi cu studii superioare, să dăm posibilitatea să participe și o persoană cu studii medii. Pentru că și-au arătat interesul mai multe persoane din localitate și vedem cine se vor înscrie la concurs, când va fi concursul respectiv. Un post îl păstrăm vacant, este postul doamnei Pavelina Mocanu, care dacă va câștiga procesul cu primăria Cașin, probabil va reveni pe un an de zile și un alt post să îți facem la concurs ca un post cu studii medii și încercăm să transformăm cu acordul dumneavoastră din inspector grad profesional superior, clasa 1 se transformă în funcție publică de execuție referent grad profesional debutant clasa 3. Astea sunt propunerile care le fac eu astăzi pentru Consiliul Local Cașin. Da, și pe lângă asta, un pic o modificare la denumirea compartimentelor. Am băgat la cultură și la arhivă, pentru doamna bibliotecă care se ocupă și de arhivă. Iar la contabilitate am fost achizițiile publice și am transformat compartimentul tehnic în compartiment tehnic investiții și achiziții publice. Și asta sunt modificările. Da, raportul de avizare, doamna. Da, raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii de posturi și structura de funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Cașin, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniatul 6 și aliniatul 7 din OUG, 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Un proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Secretare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Cașin. Comisia de evaluare este formată din 3 membri, un primarul și 2 consilieri. Un consilier, grupul Partidul Social Democrat, îl propune pe domnul Flint Lacă, Rocea Ion. Dacă aveți și grupul PNL o propunere pentru evaluarea, puteți să vă gândiți până la finalul. E vorba de perioada de 2020. Numai că trebuie să fie cineva din. Sorelania. Alte propune? Să fii de acord? Nu e de acord. Păi da, restul. Aveți cineva împotrivă?
Se abține? Puteți să-l propuneți pe domnul. Domnul Zărescu, vă faci parte cu comisie. Bine. Ce, domnule? Doamna Dăncilă, raport. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor, analizăm proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al UAT Cașin, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136 alinia 6 și alinia 7 din noul G57 pentru 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere anuală, precum și data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituției. Subsemnat cu părerea Cosmin, primul la comunicașii, privind constituirea Comisiei Speciale pentru Pornirea Inventarului Bunurilor care au putut domeniul public și privat al comunicașii pe Spacău, în conformitate cu prevederile articolului 3, hotărârile de guvern numărul 92, pe 2020, privind aprobarea normelor tehnice pentru pornirea inventarului bunurilor care au putut domeniul public și privat al comunilor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, privind codul administrativ cu modificări și completările ulterioare, Consiliul Local este administrat cu domeniul public și privat al comunei și stabilește prin hotărâre perioada în care se efectuează activitatea de inventariere anuală, precum și data la care se face publicarea pe pagina de internet a instituției. Se stabilește perioada în care se efectuează activitatea anuală de către Comisia Specială constituită în luna decembrie a fiecărui an. Articolul 2. Se stabilește data de 13 ianuarie a fiecărui an, până dată până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituției www.primariacasin.ro a inventarului. Articolul 3. Prin excepție de la articolul 1, pentru anul 2020, perioada de inventariere se realizează în perioada 15 februarie 15 martie 2021. Articolul 4. Prin excepție la articolul 3, se stabilește data de 22 martie 2021, data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituției. Articolul 5. Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărârea membrilor Comisiei Speciale, primarul Comunei Cașin și prefectul județului Bacău. Deci este o modificare legislativă. Înainte, inventarul, într-adevăr, se făcea în fiecare luna decembrie a fiecărui an. Acum, legea spune că trebuie să stabilim prin Consiliul Local perioada de inventariere. Având în vedere că luna decembrie și anul trecut a fost cam încărcat și cu probleme, am zis pentru luna 2020, pentru anul 2020 să fie între 15 februarie și 15 martie. Dar între timp am primit un telefon că trebuie să mă duc în perioada asta și la o instruire pe situații de urgență. Și atunci eu propun să fie 1 martie, toată luna martie. Acum vedem și cum o să fie și cu nomenclatorul stradal, că avem mult. Suntem de acord să fie așa pentru la asta? Da, da. Trecem la punctul... Raportul de avizare. Domnul Pintau. Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economică-Socială, Buget Finanțe, Administrarea domeniului public și privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere anuală, precum și data la care se face publicarea pe pagina de internet a instituției.
Poștei, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolului 136, aliniat 6 și aliniat 7, din Ordonanța de urgență numărul 57-2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Trecem la punctul 5 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii de Consiliul Local numărul 67 din 16-2019 și hotărârii numărul 59 din 22-12-2020 a impozitelor și taxelor locale la urbanism. În urma auditului care a fost în Comuna Cașa, s-au cerut unele modificări și mereu vin asemenea modificări. Iar acum la capitolul urbanist, trebuie trecut și prin hotărârii de Consiliul Local sau la Constituție și Consiliul Local aceste modificări. Este vorba de taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, care este stabilită conform codului fiscal, articolul 674 al legii astfel. Suprafețele pentru care se obține certificatul de urbanism în lei, până la 150 de metri pătrați, se plătesc 3 lei de metru pătrat. Între 151 și 250 de metri pătrați se plătesc 4 lei de metru pătrat la eliberarea certificatului de urbanism. Între 251 și 500 de metri pătrați se plătesc 5 lei. Între 501 și 750 de lei se plătesc 6 lei. 750 de metri pătrați. Da, 750 de metri pătrați se plătesc 6 lei. 751 și 1000 de metri pătrați se plătesc 7 lei. Peste 1000 de metri pătrați se plătesc 7 lei plus 0,05 lei. Metru pătrat, pentru fiecare metru pătrat care depășește 1000 de metri pătrați. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism către Comisia de Urbanism și amenajarea proiectului de către primar se stabilește în Consiliul Local în sumă de 14 lei. Asta e taxa pentru urbanism. Ce am meritat? La hotărâre. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism. Așa, așa. Cum să zici 14 lei? Mai sus să ne spunem dacă va fi în funcție de suprafața de care se eliberează. Aia e altceva. Care e suprafața? Asta e 14 lei. Suprafața și suprafața. Vedeți, mai dai 14 lei. Exact. 14 lei, da? Da. Și acum să zici. Raport de avizare. Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 67 din 16-12-2019 și hotărârea Consiliului Local 59 din 22-12-2020, impozitelor și taxelor locale și urbanism, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din Ordonanța de Urgență 57-2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Salariilor de bază pentru funcționarii publici, personalul contractat în cadrul
familiei ocupaționale, administrației, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Cașin, județul Bacău, începând cu luna ianuarie 2021. Subsemnatul Curelea Cosmin, primarul Comunei Cașin, având în vedere următoarea de legea numărul 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, se stabilește ca începutul cu data de 1 ianuarie 2021, cuantumul brut al salariului să se mențină la același nivel cu cel acordat în luna decembrie 2020. Prin procesul verbal numărul 64 din 19 aprilie 2021, încheiat între primarul Comunei Cașin și reprezentanții salariaților, s-a stabilit că salariile pe anul 2021 să fie la valoarea salariilor din 2020. Cu excepția unor modificări, aici o să completeze doamna secretar să spună despre ce. Da, la funcțiile astea debutante care s-au aprobat astăzi, s-au fixat salariile în funcție de specialitate, de chime și asta este. Nu vor mai fi același salarii care, mai mari care le încasau doamnele care aveau atâta de chime. Adică s-au aliniat la nivelul deputat. Asta este. Și nu e o modificare în atât? Nu e o modificare? Mai sunt cea de modificare? Ce modificare? Da, SMS-ul la fel s-a adus la nivel mediu, fără vechime, pentru că este postul gol, vacant. În momentul când va fi angajat cineva, îi se va adăuga vechimea. Și iarăși la muncitor de calificat, la fel s-a aliniat ca și la celălalt post de necalificat. Da, asta e, asta e. Raportul de Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură și Dezvoltare, Programă, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, Anunțul Proiectul de Dezvoltare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Cașin, județul Bacău, începând cu 1 ianuarie 2021. În conformitate cu prevederile articolului 120 și articolului 136, alineat 6 și alineat 7, în ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. La următorul punct ați fost tot așa pe scurt. Este vorba de regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului. Și la fel a fost conceput în funcție de compartimentele funcționale care sunt sub ordinea primarului și cu fiecare compartiment cu atribuțiile pe care le regăsesc cu aceia funcționarii în fiecare fișa postului. Deci asta este vorba. Unde sunt consultații, este afișat pe site-ul primării. De fapt, toate materialele sunt afișate acolo. Doamna Băncil, cred că. Da, raportul de organizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice, a drepturilor cetățenilor, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Cașin, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125, articolul 136, aliniatul 6 și aliniatul 7 din ordonanța de guvern numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii de protocol numărul 68 din 16-18-2019 privind aprobarea unei plafoane stradale la Comunei Cașin, județul Bacău. Subsemnatul Curelea Cosmin,
primarul Comunei Cașin, având în vedere hotărârea de Consiliul Local numărul 68 din 16 iunie 2019 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Cașin, s-a adoptat nomenclatorul stradal pentru satul Cașin și satul Pârța, fără zona Îndrășești. Este necesară modificarea și completarea de aceste hotărâri prin includerea în nomenclatorul stradal și al zonei Îndrășești. În acest sens se va realiza și verificarea și reactualizarea nomenclatorului stradal. De trebuie să inițiază un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii de Consiliul Local numărul 68-16 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Cașin și precum și reactualizarea acesteia. Da. Aici este vorba că în 2019 s-a lucrat, domnul Dragu Adrian a lucrat mai mult, la nomenclatorul ăsta, numai că zona Îndrășești nu a cunoscut-o și nu a reușit să termine. Acum, nici noi nu prea știm ăștia din Îndrășești. Rugămintea mea ar fi să vă uitați un pic pe site-ul primăriei, că este afișat și am plăcut de-a voastră să vă cunoașteți între voi, vecinii, cine stă pe stradaia. Mai sunt lipsuri. Ne trebuie pentru introducerea nomenclatorului stradal, pentru o aplicație, pentru pregătirea recensământului populației și al locuințelor. Termenul ar fi până pe 12 martie, de asta ne e și grăbit cumva, dar nu știu cum să facem, că eu cel puțin nu cunosc lumea lipsat. Nici nu știu de unde sunt. Tot dumneavoastră sunteți cei care îi cunoașteți. Dacă și să ne puteți ajuta, am luat legătura cu o doamnă de la statistică, ne-am informat așa cam ce ar trebui. În cazul în care nu ne putem descurca cu angajații primăriei, pentru că trebuie să încărcați toate datele într-o bază de date, chiar în două baze de date, sau eu de lumini, și trebuie să până la sfârșitul lunii martie. În cazul în care ne descurcăm greu, și cetățenii să pot, da, să pot înscrie tinerii, pot intra pe această platformă să-și treacă datele în acest nomenclator, dar în cazul în care nu toate persoanele își vor putea accesa internetul să-și declare suprafețele, ce mai au datele de la Registrul Agricol, mai multe informații care trebuie să încărcate în aceste programe, vom apela la o firmă de cadastru în funcție de bugetul care îl vom avea la sfârșitul lunii februarie. Noi pregătim de pe acum, nu avem bani, acest nomenclator trebuie completat. Și cu zona Îndrășești și recunoscute chiar și plăcuțele. M-am interesat și cât ne-ar mai costa o plăcuță de numerotarea străzilor. În unele străzi rămân aceleași denumiri, aceleași numerotații de la 1 la 8, la 9 cât sunt, dar unde vor interveni modificări, dăm, recomandăm alte plăcuți, alte numerotare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al României, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 68-16-12-2019, privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Cașin, precum și reactualizarea acestuia, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, Ordonanța de Urgență 57-2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Da. Următorul punct este un proiect privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Cașin de Bacău, aprobat prin un fel de Consiliu Local, prin includerea poziților numărul 337 și numărul 338. Completăm inventarul bunurilor Comunei Cașin cu cele două
extinderi de rețele de apă la poziția 337 și poziția 338. Este vorba de extindere de apă pe drumul Vigă și extindere de apă cu pătrăbă pe strada și strada Mătocelor. Astea sunt cele două modificări care se completează domeniul public al comunicat și cu aceste două rețele de apă. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de inventar a bunurilor de retur de la extinderea rețeaua alimentare apă potabilă cu DJ115 drumul Vijor, Comuna Cașa, Județul Bacău, ce se transmite pe exploatare de sece Crabesan în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, privite avizul cu privire la aplicarea proiectului de hotărâre, respingerea proiectului de hotărâre. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de inventar a bunurilor de retur de la extindere rețea apă, alimentare apă potabilă pe strada Preot, Marinel Ioan și strada Motoceilor, Comuna Cașa și Bacău. Și se transmite spre exploatare către sece Crabesa, Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din ordonanță de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, evite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Iar acum următorul punct este cu trecerea acestor rețele de apă către Crab Bacău, rețeaua de pe drumul Vilor și pe strada Motoceilor. Deci am propus spre aprobare și acest punct de trecere a acestor drumuri către compania de apă Bacău. Domnul viceprimar a prezentat deja și către apă cu Crab Bacău. Trecem la punctul 12 pe ordinea de zi. Un proiect de hotărâre privind aprobarea investiției eficientizarea energetică și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Învățător Nicolae Păstranu, Comuna Cașa, Județul Bacău. Da. Doamnă și domnul consilier, având în vedere programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ al cărui finanțator Autoritatea de Management este Administrația Fondului de Mediu și faptul că s-a publicat online în aplicație informatică ghidul final de finanțare cu sesiunea de înscriere, care va începe în data de 3-a 3-a 2021 și se va finanța în data de 5-a 4-a 2021, ne propune și noi să depunem un proiect pe această temă. Odată cu aprobarea bugetului de anul 2021, investiția va fi inclusă în lista de investiții pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în acest proiect. După cum v-am spus, pe 3 martie se începe sesiunea de depunere a proiectului, și care se încheie pe 5-a 4-a 2021, și un proiect de maxim 15 miliarde putem obține de la Fondul de Mediu. Aș propune să încercăm să depunem și noi acest proiect. În ce costă acest proiect? Reabilitare termică, tot ce e termic. Dacă avem școala neizolată, o putem îmbrăca cu polistiren. Dacă avem centrală pe lemn, o putem branșa la centrală pe gaz. Dacă avem planșeul școlii neizolat, putem izola. Dacă avem geamuri cu două foi mai subțiri, putem
trece la geamă cu trei. Păi, dacă avem calorifere vechi și le avem ca 50 de ani, putem trece la o modernizare în instituții cu calorifere noi. Maxim 15 miliarde, sunt mai multe primării care depun acest proiect. Aș propune, la final, să fiți de acord să încercăm să depunem și noi acest proiect, în speranța că vom obține această finanțare în acest an. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Școala Învățător Nicolae Cuslaru, Comuna Cașa, Județul Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, alineat 6 și alineat 7, din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Da, și ultimul punct acum, care era cu rețeaua școlară. Am să vă citesc. Deci eu am trimis proiectul de hotărâre cu propunerea la sfârșitul lui noiembrie. Și am să vă citesc răspunsul inspectoratului. Având în vedere dispozițiile articolului 61 alineatul din Legea Educației Naționale numărul 1, modificările și completările ulterioare, propunerea privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, alcătuită din unitățile de învățământ preuniversitar de stat criminalizate în adresa dumneavoastră, dispozițiile articolului 24 din Ordinul Ministerului Educației numărul 5599/2020 privind metodologia privind fundamentale și întregi școlarizare pentru învățământ preuniversitar de stat, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău a hotărât în ședința din data de 21.12 să aprobe avizul conform privind organizarea rețelei școlare din unitatea dumneavoastră administrativ-teritorială în forma prezentată în anexa numărul 1, lista unităților de învățământ preuniversitar pentru care se acordă avizul conform anul școlar 2021-2022. După emiterea avizului conform, Consiliul Local al Unității dumneavoastră administrativ-teritoriale trebuie să emită hotărârea din Consiliul Local, având ca obiect organizarea rețelei școlare din raza dumneavoastră de competență. Hotărârea de Consiliul Local va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Bacău în original. Și la noi rețeaua școlară este formată din școala gimnazială Învățător din Neculeanu Gustavu Cașii, și grădinița cu program normal, ulița, care aparține tot de școală. Și astea sunt. Ne-am prezentat cu număr de 113 de școlare. Păi pe baza cifrei de școlarizare se dă și avizul. Da, cam astea sunt. Domnul Proiu Simon. Raport de alizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Copilului și Elemeni, proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ de Universitat de Stat a Comunei Cașa și Județul Bacău pentru anul școlar 2021-2022, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Înainte de dumneavoastră, aș vrea să vă citesc la cuvânt ca domnul președinte, slavă să știe exact ce persoane doresc să spună punctul de vedere. Îmi permite să vă mai spun câteva informații destul de importante, dacă dumneavoastră Consiliul Local, cât și tuturor cetățenilor Comunei Cașa. Eu încă, când eram consilier și din campania electorală, tot vorbeam despre niște procese și despre niște executări silite. Un grup de consilieri anul trecut a făcut o adresă scrisă către fostul primar și nu au primit niciun răspuns. Iată că, după un an de zile, răspunsul a venit la nici două luni de la depunerea jurământului de către actualul primar, colega Cosmin. În urma expertizei efectuate, am luat de la judecători, am făcut adresă și am fost informat despre ce penalități mai are de plătit Comuna Cașa
și de câți bani s-au cheltuit pe acele procese cu Căminul Cultural din Purița. Eu nu vreau să mă bai să spun de greaua moșterire sau... dar de fapt asta e realitatea. Fiindcă, uitați, începem anul 2021, avem un proiect de asfalt în care trebuie completat cu o sumă din buget local. Avem atâtea proiecte care ne-am propus să le desfășurăm în mandatul 2020-2024. Avem de plătit o sumă rămas de plată, s-au plătit 8 miliarde 180 și mai avem un rest de plată de 9 miliarde 740 în urma proceselor pierdute cu Consultul Cultural din Purița. Și singura noastră șansă să am un dialog civilizat cu acel constructor, să nu le facă coprire și să ne accepte o eșalonare a plăților timp de un an de zile, ca să ne mai lase bani să putem cofinanța și noi alte proiecte sau să întocmim alte proiecte. Și eu o să vă prezint și celor de dreapta și celor de stânga cât un exemplar în care aveți rest de plată, avem toată comuna, avem rest de plată 9 miliarde 700 și ceva, și toate sumele cheltuite cu avocați și am să le iau într-o ordine. Eu am ce am găsit de câțiva ani, începând din 2013, un avocat s-a primit suma de 117 milioane, iar același avocat încă 100 de milioane, iar acel avocat 20, 240 de milioane, un alt avocat 75 de milioane, 4 milioane, un alt avocat, 60 de milioane. Același avocat din Bacău, 45 de milioane. Același avocat, 25 de milioane. O altă avocată, 117 milioane. Mai sunt și alte sume, vreau să le mai căutăm în calculator. Iar 150 de milioane, vreo 6 avocați care au primit sume între 300 și ceva și 100 de milioane, în total peste 1 miliard 200 numai bani cheltuiți pe avocați și cu total executări 8 miliarde și ceva plus 9 miliarde și ceva, se mai puteau construi două cămini culturale la Purița. Eu am să vă las aceste sume să vă documentați. Eu vreau să fiu transparent și către Consiliul Local și către toți cetățenii comunicați și să știm că avem de plătit niște executări datorită procesului pierdut în mandatul trecut, facem tot posibil să ne plătim și să ne mai rămână și alți bani pentru alte proiecte care mai vrem să desfășurăm în comuna și dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt, ce vrea să vă înscrieți? Cine numește primul să vă înscrieți? Apoi la ceea ce a discutat și a prezentat primarul Furerea, dumneavoastră, din situația căminului la Purița. Aici este un dosar cu documente care reflectă realitatea de la acel cămin. Și o să vă spun că vă minte cu acele penalități care spune încă 10 miliarde care sunt de-ai cumpărat și până ajung la momentul respectiv o să demonstrez de ce. Cred că trebuie privizat o bare de organizare și funcționarea Consiliului Local. Doamna Secretară General a spus că nu mai e voie să se filmeze și să zic o să duc alt. Ba da, este voie. Așa. Vreți să nu puneți un program. Da. Fiindcă șenții Consiliul Local sunt publici și publicul trebuie să știe să se discută în Consiliul Local. E normal, am zis. Da. Eu eram un pic de mâini la situația asta. La punctul, sunt de acord cu punctul ăsta.
trebuia în program, în regulament, organizarea și funcționarea Consiliului Local. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii de posturi și structura de funcții publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Caș. Ați făcut și modificări interesante, zic eu, fiindcă în campanie electorală ați promis la diverse persoane că îi veți angaja la primărie și probabil că acele persoane nu au studii superioare și în felul ăsta îi facilitați accesul. Nimic rău în asta. Să vină și cei fără studii superioare să aibă un loc de muncă. Spuneți și lucruri. Nu, doamne, am sunat orice ei mâine. Da? Dar ați promis și unui consilier local la dumneavoastră, la PSD, că veți angaja la SBS-ul. Îl mai angajați, că sunt curios, că acel consilier știu că ăsta cam slab bănuț. Îl mai angajați? Dar spuneți, nu vreți. O să vă spunem la momentul respectiv, că veți face angajați. Bun. Mulțumesc de răspuns. La punctul 3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale care este Secretarul General cu APECA. De punctul meu de vedere, pentru anul 2020, până am stat în primărie, doamna secretar, aveți foarte bine. Că am lucrat împreună și știu cum am lucrat. Punctul 4 de vedere va rămâne la final. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere, precum și data la care se face publicarea pe pagina de internet a instituției. Dacă legea așa o prevede, s-a modificat cum trebuie până la 31 decembrie. Total de acord. Da, total de acord. Și spuneți că plecați la cursul la TVS-ul. Mi se pare normal să facă în martie. Că fără dumneavoastră nici nu cred că se poate face. Punctul 5. Proiectul hotărâre privind aprobarea modificării ACR 67 cu la urbanism. Într-adevăr, Curtea de Conturi a stabilit că taxa de 13 lei care concasa unui fiecare certificat de urbanism pe care concasa domnul Bravo, nu era corectă și nu era conform legislației în vigoare. Și atunci s-a dat, ca spus, măsuri să se facă exact cum a fost prezentat. Deci, văd la 13 lei acum și cu 14 lei, plus la fiecare metru pătrat, cu o sumă, da? Între... Deci s-a făcut codul fiscal. Codul fiscal, bun. Sunt de acord. Punctul 6. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale. Într-adevăr, fiind, dacă se transformă acele posturi, și cu siguranță va fi contat astăzi, chiar că nu votăm noi. Nu mai votăm, suntem în inferioritate. Să se diminueze fiind deputanți, dar o întrebare aș avea. Domnul primar al comunei Cașin are același salariu care am avut și eu? Nu, mai bine. Sigur? Da. Cu cât mai bine? Cu cât mai bine? Fiindcă în anul trecut cu internet scria să am salariul nesimțit. Înseamnă că aveți așa salariul nesimțit și nu asta. Da, aveți așa salariul nesimțit. E clar. Da. Păi să-l afișează, o să mă uit pe stare, primărie. Așa. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea cadrului de specialitate al primarului comunei Cașin. Într-adevăr, este nevoie de acest proiect de hotărâre, este nevoie de acest regulament de organizare pe care l-am mai aprobat de altfel. Ceva modificări s-a dat la eu la secretar? Nu, a rămas cam aceeași cerere, da? Da. Mulțumesc. Sunt de acord. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și proiectarea ASCL privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Cașin. Într-adevăr, la acel lucrător s-a lucrat foarte mult, în Adrășești e o riguroasă, fiindcă nu sunt proprietari acasă, pe casă în Irlanda, pe mare pretare, când este implicat ei, dar eu v-aș da o sugestie. Ar fi bine dacă ați putea să faceți timp domnului viceprimar și domnului Dragu, măcar două, trei ori pe zi, să meargă în teren cu domnul Dragu, știe cel mai bine cum au casele de acolo în teren. Că el cam a eliberat o soluție sau ce-a făcut eu acolo. Așa, modificarea, aprobarea, modificarea. Proiect de hotărâre privind modificarea și proiectarea inventarului. Da. Se introduc investițiile care le-am făcut eu acolo, se introduc în domeniul inventar, se completează, practic. Nu se modifică, se completează încă două poziții noi, două investiții care trebuie introduse în domeniul public. 10. Proiectul trebuie privind aprobarea listei de inventar a bolului de tură. Da, este o procedură prin care se dă un proiect de hotărâre pentru a fi predate aceste investiții grafului
ca să livreze apa în zonă la cetățeni. De acord. Nu știu. Proiectul trebuie privind aprobarea listei de inventare a bonului de retur la investiția aceeași chestiune. 12. Proiect de hotel privind aprobarea investiției crește eficiențe energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la școala Vădune Vădune Vădune. Am văzut și eu de această măsură care este, va fi la fond de mediu. Sunt de acord să dea Dumnezeu să obținem și finanțare. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii restului de deputat în cadrul proiectului finanțat prin Națiunile România, modernizarea de lucruri de interes local în comuna Cașul de Țupacru. Am înțeles că nu are loc astăzi, fiindcă n-a ajuns proiectul de la proiectant, dar din cu acela fond de mediu, nu aș vrea să mă laud, dar anul trecut eu am obținut o finanțare de 5 miliarde și ceva pentru modernizarea iluminatului în comuna Cașul prin iluminat inteligent. Proiect care a fost aprobat în luna noiembrie, anul trecut, da, proiect care am depus eu, preună posibil local de atunci, și la care, cred că, lucrează, acum se face licitația pentru executarea lucrării. Așa că acel proiect este total de făcut de mine și obținut de finanțare. Acum vă fiu curios dacă dumneavoastră veți obține finanțarea pentru proiectul care faceți dumneavoastră. Vă urez succes cu asta. Vreau Dumnezeu să obțineți că comuna are nevoie, școala ca și are nevoie să fie modernizată. Și acolo am un proiect făcut, dar pe ferințele 2 a fost respins, în guvernul de atunci, fiind din alt partid, așa au găsit de cuvinți, în șase proiecte se mi-apropie numai unul, cel cu modernizarea dispensarului uman și cu dotarea lui. Și proiectul cu școala a fost respins, nemotivat, a zis că nu de fond. Pentru că așa că era primar de grad, era de fond atunci. Da. Să trecem la ce v-a prezentat domnul Curilea. Într-adevăr, în anul 2020, un pic, da. Să limităm timpul, doar așa o să ori până la... Eu nu. Deci trebuie un timp de cadră, 5 minute, că așa ce facem, un timp de cedință aici... Vă rog frumos, vorbiți frumos, da? Hai, îmi spuneți, că deja... Domnul... Suntem acolo, de ce spuneți? Da, exact, ar mai vrea, nu mă vorbiți. Dar... Eu vorbesc cu lumea cu consilieri, nu vreți să vă spun... Hai, 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 dar mai poți vorbesc? Da, da, da. Ei nu vorbesc, de simplu, cum vorbim de la ei, vorbesc cu mine. Mai spuneți ce mai vreau. Da? Cât vă dăm răspunsul. Da? Având în vedere ce a prezentat în anul 2012, când am preluat primăria, cu mâine cașe, erau două contracte încheiate la Cămilul Consulat din satul Poița, contracte nebugetare. Se poate demonstra prin bilanțul contabil la aceea dată. Un contract, am cheltuit acei bani, care spunea, pe avocați, un contract de 6 miliarde, pe care l-am anulat de instanță, a obținut anularea lui, ca fiind ilegal. Tot la cele două contracte, nu spune domnul Curelea, a plătit primăria 120 de 1.200 milioane, a fost amendată de ANRMA, pentru că contractele au fost încheiate ilegal. Plătind la acea oră, jumătate din sumă, în 48 de ore, fiind nevoit să facem ședință de Consiliul Local de urgență, ca să plătim acea sumă numai jumătate, să nu plătim în totalitate 1.200.000. Deci dacă a fost în regulă, de ce a fost amenat primăria? 1. 2. Am plătit respectul două dosare de executări, sunt achitate în totalitate. Am aici adresele făcute de contabilitatea contabile la comuna Cașa, la primărie, contabile, la momentul când s-a terminat cu executarea acestei două dosare, a făcut un calcul și am trimis adresă și executorului, și societății comerciale care ne adă în judecată, că am terminat executările. În cele două dosare de executare, unul de 400.000 de lei și unul de 800 și ceva, deci 8 miliarde și ceva. În baza celor adrese noastre, consultorul iată în judecată și a cerut încă 1 miliard de penalități, proces care există aici, l-am câștigat la Bacău, i-a respins instanța această acțiune, văzând că nu are sori de izbândă, a dat în judecată de aceasta trezorăria. Practic, acum este dat în judecată trezorăria Unești pentru validarea copiilor. Ce v-a prezentat dumneavoastră, domnul Curelea, nu este altceva decât o expertiză făcută de un expert contabil, sau de expertul contabil, asupra sumei solicitației de ANRMA. Acum vă întreb, știu că ați reziliat contractele cu avocatul. Domnule Curelea,
Ați depus obiecțiuni la expertiza făcută, care reprezintă o expertiză, nu este încă o lege judecătorească. Zic că în cazul Comuna Cașin nu a ajutat niciun banc că vreți 10 ani în banc. Ați depus, cu atât mă repet, obiecțiuni la acea expertiză prin care cere banii aia. Avea fost un proces la Bacău prin care expertiza spune că se vede un dosarul celălalt de executare cu 40.000 de lei. Avocatul a făcut obiective de depuneți contra expertizei, că nu, sunt, nu e legă ca lucrul care au făcut ei, iar dumneavoastră nu le-a să depus. Iar instanța a amânat procesul până la martie la cererea ANAF-ului Bacău. Dragi consilieri, dragi cășuneri, scuzați cum stau lucrurile, vă ne pleacă vina. V-am povestit unde pleacă. La cele două contracte semnate, fără acoperire bugetară de primarul Culerea, mai mult atât, a încălcat legea privind construcții când a făcut așa zis la inaugurare a unui obiectiv neterminat. Aici sunt documente, o să le postez. O să șterg datele a unui de persoane pe internet și o să le dau și la cetățenii din Comuna ca să vadă proces verbal de amendă, acele executări. Dacă nu vă credeți, rog să fie chemat aici, în sala de ședință, doamna Coșocaru, care a făcut acele calcule, fiind contabil, ea fiind expertul, fiind primar, și a spus, domnule, am terminat de dat banii la executor. Și încă o chestiune care mă luare, a scris pe Facebook că am lăsat datorii 24 miliarde. Comuna Cașin, la 31 decembrie 2020, înregistrează un excedent. Cu alte cuvinte, care nu înțeleg, banii rămași în bugetul local de 18 miliarde. Cum poți să spui că ai datorii 24 miliarde când tu ai un excedent, ți-a lăsat fostul primar de 18 miliarde, care va ieși din spi, nu din vorbe aruncate aici sau scrise pe internet. Vă mulțumesc frumos! O să dau răspunsul acum, că sunt informațiile proaspete. Sunt foarte de acord cu ordinea de zi. La... Sunt într-o ședință de văzut. La cele două rețele de apă de câte 550 de metri cât a avut de 1.200.000 și ceva fiecare rețea și eu în primul mandat sunt în ședință, sunt, ne auzim mai încolo. Eu cu aceiași bani am tras mai multe, mai mulți kilometri de apă, Vlașca, văd ce n-am reușit, cu total vreo 3 kilometri și ceva, cu cât spune, dându-mi două mandate, așa ca și comparate, se spunea de cele două rețele de apă. Și nu au fost predate nici acum și le predăm la compania de apă acolo. Referitor la iluminatul de care spune dânsul, acum se încarcă pe SICAP pentru proiectare și execuții acelei iluminații inteligente. Deci nici de cum proiectul nu era făcut. Mai țineți minte când vă spun... Proiectul este făcut și finanțat, poate că găsim o să vă aduc data viitoare. Să vină domnul Măbuneanu, pace. Acum se încarcă. Vine domnul Măbuneanu. Acum se încarcă. Vă lăsăm singur. Vă lăsăm singur. Vă lăsăm singur. Noi suntem părinte, poate să nu mai avem mai deci, sunteți consilier local. Și dumneavoastră analizați aici toate aspectele comunității, problemele comunității. Deci trebuie să, dacă omoară un consilier local are de vorbit, problema supusă, nu știu ce s-a întâmplat. S-a făcut proiectarea, nu trebuie să face proiectarea, dar s-a făcut, nu se face. Nu proiectarea cum se face? Într-adevăr s-au constat o cerere de finanțare care nu răspundea la telefon, că era în perioada inimii. Voi mai vrea să vă puteți la telefon? La orice proiect care afectează totul lumea. Nu puteți monopolizat despre de ce nu vreți să vă spun adevărul? Vă știm adevărul. V-am solicitat să ne prezentați investițiile de la cabinete medicale.
Cât a durat și n-ați venit nici pe care vizită? Și nu un cabinet acolo? Păi n-ați venit cu nimic. Păi nici o hârtie. Să demonstrați chiar de el. Deschideți alte subiecte. Haideți, vă rog. Mai avem vreo să facem aici. Când vă uitați sunt adevăr, să doresc cu cură. Să simte cu cură. Nu vă, dacă vă plăcă, să vă bată, vă place minciuna. Domnul Geagă, vă trebuie, a tot face lucrat. Eu și doamna Fintoacă, domnul Vrânceanu, v-am solicitat scris să ne prezentați în vizionarea de la cabinetul de muncă. Dar când ați mai solicitat scris să vă prezinte sumele și plățile la avocat? Nu, ce procedere. Cât v-a răspuns după un an? Ați fost imitată, dacă m-ați solicitat, da. Și care e problema? Ați fost considerat că ați rupat investiția prin la public? Eu nu mi-a supărat. Doar de fapt, dar tot ăla e. Eu v-am spus că proiectul... Nu știu ce e bun. Pentru o finanțare europeană, în prima fază, sau la guvern, se depune un SF, studiu de stabilitate, sau un DALI. În baza acelui SF sau un DALI, se obține finanțare. Deci proiectul devine eligibil și se îndreaptă contractul de finanțare. Apoi se scoate la licitație, în baza că ai bani, că ai bani, scoți la licitație execuția și vedeți trei de execuții. În niciun măsură ești acum faci... Ați exprimat că am făcut un proiect? Da, domnule, că acum să faci proiectul. Dar am făcut finanțarea cu el. Eu sunt un soroi, nu cu el. Acum să faci proiectul. Da, faci proiectul. Cine vede o cunoaște... Contrazice și niște experți care au făcut expertiza că spun că au dădat, că mai avem dădat 9.700.000. Domnule, dar nu sunt expert, dar vă apărați că am întrebat vă apărați? Dacă ați avut atâția avocați, ați câștigat? Da. Dar cu ce motiv nu vă apărați? Dar vreți să continuăm să crească penalizări și mai mari? Da, dacă ați avut 6 avocați și ați pierdut atâtea procese și ați făcut atâtea avocați și ați achitat atâția bani și mai avem dădat atâția bani. Eu v-am întrebat, de ce motiv nu vă apărați? Ce garanție aveți că pot? Și doar ce garanție aveți că aceea este scris este bun. Nu vă asumați aceste... Să înțeleg, nu vă asumați aceste... Nu, nu, aceste sume sunt datorate de ție. Da. Eu zic că n-ar trebui să dormiți noaptea la sumele astea care le aveți și le-ați plătit și mai... Dor foarte bine. Atenție mare. Dor foarte bine. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt... Da, și pe domnul tot. Da, pot să punem la vot punctele. Da, să punem la vot punctele. Hai, ziceți, domnul. Proiectul numărul 1. Sau la pachet? La pachet, da? La pachet. Sunteți de acord? Sunteți de acord cu toate? Toate. Abțineri? Împotrivă? 12. Ședința s-a terminat.